Șoferi băuți, scoși din trafic, dosare penale și sancțiuni contravenționale, autori de infracțiuni identificați, controle la baruri și discoteci sunt câteva rezultate ale acțiunii blocada din weekend. Doar în perioada 19-22 octombrie polițiștii au suspendat 59 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier și au reținut 26 de certificate de matriculare. Peste 200 de polițiști au acționat zilnic în acest weekend în cadrul acțiunii Blocada, activitățile vizând în special prevenirea și combaterea faptelor cu violență și prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Au fost aplicate 540 de sancțiuni contravenționale în valoare de 268.145 de, de lei pentru abateri la regimul rutier, dar și pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice. Totodată, polițiști au intervenit la 160 de Evenimente. Din păcate, au fost identificați din nou șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.